Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou livestream, adică e continuarea livestream-ului de astăzi, doar că acum am ajuns acasă, adică am ajuns de mult, dar stăteam și mă uitam un film la televizor și cum v-am promis o să continuăm joculețul fix din acel moment de unde am pus pauză și o să vedem cu ce se termină primul episod din acest joculeț, din Life is Strange sezonul 2, care îl vom juca în toamna aceasta. Deci nu s-au trimis notificări sau mi s-au oprit la mine live-ul? Văd că nu se mișcă deloc aici nimica. Cred că nu mi s-au oprit mie aici. Bun, băieți, dați și voi un like, mă ajută enorm mult. Nu s-au trimis nicio notificare. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Bun. Așa. Canal. Bă, și îmi place că nu-ți trimit notificări. Ai de capul meu. Băieți, dacă nu primi, n-ați primit notificare, să scriți la suport la YouTube ca să rezolve. Fac. Vreau să mă uit aici cum se numește filmul ăsta, dar nu știu cum. Program. Program și-am cum e ora 4. La ora 16. My blind date with life. My Blind Date with Life. Cred că ăsta e filmul. Că vreau să mă uit la dânsul. Neața, neața, bul, bine ați venit pe live stream. Din păcate văd că nu s-au trimis notificări nouă persoane. Super șmecher. Salut, Sebastian, salut, Tobi, salutare, băieții, bine ați venit pe live stream. Hai să așteptăm atunci să trimitem, să intri lumea, să trimită notificări, habar n-am. Tantarata. Tantantan. Salut, Barosane! Salut, lumea desenilor! Te rog că e urât jocul ăsta. Cum frate e urât jocul ăsta? LOL. Să fac Last Day, să nu fac un joc poveste. Last Day am făcut ieri. Cât Last Day? Azi am făcut episod. Cât Last Day se poate? Așadar să lăsăm berea asta. Dacă jocul ăsta e urât, eu nu știu. De ce nu-ți trimit notificări să-mi bag piciorul, mă? Ia să duceți toți la suport acum. La YouTube suport și spuneți că nu s-au trimis notificări. Ia că eu mă duc chiar acum. YouTube suport. Nu, mă, așa nu se poate. Așa, asta nu-i treabă. Pur și simplu asta nu-i treabă. Așa, obține asistență. Asistență pentru creator, limba engleză. Asta nu-i treabă, frate. Să începe eu live stream-ul cu fără notificări. E urât jocul. Ok. Ce să-i fac? Așa, first name. Așa. Start chat. Și adă-ți vorbim acum cu ăștia. Bă, dacă YouTube nu trimite notificări, dacă ei promovează asta. Scrieți și voi la suport, acuși vă dau link-ul. Scrieți la suport, spuneți că când ați primit notificări. Scrieți când ați trimis notificări și puneți link-ul ăsta de la livestream. De la livestream acesta n-ați primit notificări. Așa pur și simplu nu se poate. Get support. Scrieți la e-mailul acesta. support@gmail.com. Scrieți aici că n-ați primit notificare. Că se rezolvă ăștia problema. Uite, mi-a scris Ed cu 2 de D. Ed și Edi. Hello, Ed. Gata, ne-a scris la suport, aștept răspunsul. 16 persoane, bă, frate, 16 persoane.
Unde sunt notificările? Bă, YouTube, bă, unde sunt notificările? De ce mie îmi face asta? De ce nu trimit notificări la cei care au mii de persoane pe livestream? A, și eu acolo câte 100 de persoane și nici pe alea nu le notific că fac eu live. S-a trimis notificare, dar nu intră lumea pentru că nu vor să uite la jocul ăsta. Da, frate, de-aia am închis livestream-ul trecut cu 100 și de persoane. Salut, Panda, salutare băieții, bine pe livestream. Scriți băieții aici la support, scriți la support@gmail.com. Scriți aici la YouTube că n-ați primit notificare pe livestream. Dacă n-ați primit, scriți aici și spuneți că n-ați primit notificare la livestream acesta. Puneți linkul la canalul vostru plus linkul la livestream acesta, ca cei de la YouTube să poată rezolva problema. Ei așa mi-au spus, că să vă zic vouă să trimiteți dacă nu vi vă vin notificări. Așa că vă spun vouă, scriți. Ia că eu am scris acum, n-am primit notificare. Intră pe mail-ul ăla, scrie-le mail de pe Gmail, dă linkul la livestream acesta și spune că n-ai primit notificare. Spuneți că n-ați primit notificare. Live cu Shadow Fight 3, te rog, dar n-am prea ce să fac acolo. Eu acum nu pot să mă joc normal pentru că cei care doresc să se uite la joc n-au primit notificare, n-am primit încă nimic. Păi scrieți la suport, scrieți la suport. Scrieți la suport, mă, ce e asta, dracu? Am primit acum. Nici eu n-am primit, am intrat deoarece mi-a apărut live-ul la recomandate. Lol, link-ul nu e primit. Scriți la Gmail, intrați pe mail-ul vostru și scriți la suport. Eu sunt prea nu pentru a face acest lucru. Hai mă, deci un mail nu știți să dați. Intrați pe Gmail, puneți adresa aceasta acolo, puneți titlul că no notification și scriți că I didn't get a notifications, asta doar dacă n-ați luat notificare. Dacă ați primit notificare, nu scriți. Și puneți linkul la acest livestream, ca așa la YouTube să rezolve. Iar că eu am scris acum, aștept răspunsul de la cel la suport. Salutare băieți, bine-ați pe livestream. Bine-ați venit. Bă, asta nu-i treabă, pur și simplu asta nu-i treabă. Come on, al doilea livestream în care nu-ți trimit notificări. Ce e asta? Eu stau și-mi bat capul să fac content, să iasă cât mai interesant chestii. Eu măcar să fi știut că, bă, că e inactivitate pe dreptate, știi, că, bă, v-ați plictisit de nu știu ce. Dar așa e din cauza la YouTube. YouTube promovează asta. Au zis că vor să scoată butonul de abonare. Nu știu. Cred că ai auzit greșit, eu n-am auzit așa ceva. Mai bine clopoțelul ăsta l-aș scoate, că l-am mâncat în curs, bagi clopoțelul ăsta. Acum fac cartofi prăjiți, vrei și tu, Panda? A, nu de mult, am mâncat. Numai ce am mâncat. Nu știu. Și asta e treaba, mă. Salut, Pan, salut, Valeriu. Vei juca Fortnite cu abonații. Am jucat Fortnite cu abonații, nimeni nu intra. Proști. Yep. Eu nu înțeleg de ce promovează asta. Promovează inactivitatea. În loc să promovezi activitatea, să trimite notificări la toți. Nu, trebuie să alegi că vrei să primești notificări. Panda, iar cu Capitanul Spirit. Păi, Spirit, dar nu am terminat. V-am zis că facem o live peste 2 ore în care să terminăm jocul. Mai avem puțin, cât mai avem. Mai avem ăsta și ăsta cu omul de zăpadă. Deja cu bierele acum și le facem multe aici cu bierele. Hai să dăm aici trash. Ce faci trash-ul? Oare să le arunci? Parcă trebuia să împușcăm. Azi care o să primesc la sfârșit, de obicei așa se întâmplă. Pulverize. Pulverizăm. Ia acum și o să ne batem cu monstrul ăsta. Eu mă uit pe YouTube Gaming la live. Dar nu trebuie să le împuș sau? I can practice my target skills on these dangerous beer cans. Uite, vezi acolo ce trebuie să-ți întărească skill-ul. Salut, Pan, salut eu, bine fi live. Hai, văd că încetişor îți trimit notificări. Ceea ce e bine. Le-am trimis, respect, frate. Dacă n-ați primit notificare, dacă sunteți aici pe livestream, că am apărut la recomandate sau nu știu, pur și simplu v-ați uitat random pe canal și ați văzut că fac livestream, intrați la mail-ul acesta. Intrați voi la mailul vostru și scriți
un ticket la ăsta, la adresa aceasta. Spuneți acolo la adresă la cine trimiteți mailul, scriți support@gmail.com, scriți titlul că no notification, că n-ați primit notificare, și puneți linkul acesta că n-ați primit notificare, și scriți că I didn't get notification. Și spuneți please help, please help Evil Panda. Dacă nu ați primit notificare, trimiteți mail aici. Exact. Eu n-am primit notificare, dar am intrat pe YouTube și te-am văzut. Păi scrieți mail. Că se rezolvi ăștia. Că eu m-am săturat, mă. Al doilea live stream în care nu-ți trimit notificări. Come on. Bă, nu așa se face. E că numai asta mă motivează să mă duc pe Twitch. Că acolo o să trimit notificări. Și uitați, băieți, trimiteți luțuri. Linkul este în descriere. Și să vă abonați dacă ați ascultat asta încă. Și dați și voi un share, mă ajută enorm mult. Uite, deci am un luț la Alin. Deci nu o să mai pice live-ul. Asta e luțul tocmai de dimineață trimis. Nu știu dacă Alin mai este. Dar dacă a rezolvat netul, nu cred că mai fi probleme. Eu n-am primit notificare, eu am primit două notificări. Dacă n-ai primit notificare, trimiteți mail aici. Da, scrieți mail la suport când ați primit notificare. Eu deja am scris, aștept să... o zis mulțumesc pentru informații, let me check this for you. Și acum cred că ăsta manual acum a trimit notificări, ești nebun. Văd că nu mi răspunde. Le-am scris că prima dată când s-a întâmplat asta pe live stream, când n-au trimis notificări când am făcut The Crew 2, le-am zis că, bă, ce e asta? Și a zis că dacă o să mai fie probleme cu notificările, spune la abonați că să scrii mail. Și uite, v-am zis să scrieți mail. Și spuneți link-ul și ei deja o să rezolvi. Dar nu știu cum o să rezolvi. Eu am primit notificare doar la YouTube Gaming, dar de la YouTube nu. Dar ce YouTube Gaming și YouTube sunt diferite? Mi-a răspuns. Ia dați deam. Și acum vezi. Trebuie abonați tăi să aibă clopoțelul activat. Bă, dă-te într-un loc. Uite. We have really encountered an issue within our system that can cause delays in the delivery of updates subscription feed. I know. Acum, vezi că ei rar se întâlnesc cu asta. Care rar, bă, cu câți au problema asta? Îi spun că asta e un pic annoying, nu știu cum, te deranjează, e deranjator. Gata, ne-am scris că am vrut să mă joc cu abonații mei și de aici, hopa, nu, nicio notificare. Saltare, salut Felii de pizza, pentru și cheie. Okay. Unde duci? A, pentru și cheie. Nu-i. Deranjat. Deranjant, da, deranjant. Am primit. Apoi au primit, câțiva au primit, dar nu au primit toți. Sau ce am pierdut? Încă nimic, abia am început. Trebuie să facem misiunile acestea. Asta am făcut-o. Mai avem asta, văd că încetişor, încetişor se colorează asta, dar nu știu de ce. De ce se colorează asta? Îmi trebuie telefonul lui tata. Mi-a zis că să-i fac macaroane, dar văd că nu sunt macaroane aici. Unde sunt macaroanele? Păi asta se întâmplă super des și la clipuri. Panda, când ai să faci last day? Da, frate, am făcut ieri live stream, 6 episod. Come on, frate. Cât conținut să fac cu last day? Adică în fiecare zi last day, pe mult când fac în fiecare zi, alții îmi spun că, bă, ești obsedat de last day, mai fă și altceva. Când fac altceva, toți îmi spun, bă, ești obsedat de altceva, fă last day. Lasă, frate, să ne jucăm de toate. Last day o să vină. Apare pe canal. Azi a apărut, ieri a apărut. Dacă n-apare o săptămână, înseamnă că nu-i content. Că eu încerc să nu fac așa de des, să nu vă plictisiți de raiduri, de bunker, de chestii de genul acesta. Faci destul last day, chiar e ok. Da, eu încerc să fie un balansat, să nu fie nici mult, nici puțin, chestii gen acesta. Faci slime ranger, nu știu. Bă, dar unde sunt macaroanele? Voi mi-a spus că să fac macaroane. Mi-am răspuns iar. Uitați, băieți, trimiteți luțuri și să vă abonați, că am spus asta, încă să dați voi un like, să facem 100 și să dați voi un share, că mă ajută enorm mult. Așa. Îmi spune fix ce mi-a spus celălalt. Uite, ăsta a început să facă deb. În frigider. Sunt cel mai mare fan și am dat like la live. Respect, Paul. Dar pe frigider, ia uite, deschid frigiderul și nu-s. Adică sunt macaroane, dar nu le văd. Ia uite, vezi macaroanele acestea sau asta nu sunt macaroane.
Dar nu pot să-l iau. Adică, uite, sunt frigider, dar nu pot să iau nimica. Adică doar să mă uit. E cutia aia galben din frigider, dar nu pot să o iau. Nu mi-a pare să-i dau click. Păi trebuie să-l trezesc pe dânsul. Phone numbers put car keys. Deci așa puțin persoane, că nu s-au trimis notificări, ce tot spun. Dacă n-ați primit notificare, scris la YouTube support. Wake up, ia da să-l trezim. Dad, scris la support aron@gmail.com. Și, ca, și scrie, puneți linkul la live stream acesta și spuneți că n-ați primit notificare la live stream acesta. Hola todos, mersi mult, Damian de Luț. Cine e, cine e? Tata, eu sunt, Chris. Whoa, whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. O, Doamne. Dad! Tata! Mai măcar bine că canapeaua e moale. Fuck! Dad! Tata, ești ok? Do I look okay? Arăt ok? No. Nu! I tripped, can't even watch one goddamn game. Nu pot să mă uit la un fucking joc. Elen să-ți trimit Gmail. Păi trimite-ți, frate. Ca asta să ajute. That's just great. Scriți la suppprt@gmail.com, scriți mail acolo, puneți link no notification, puneți link la canalul vostru și link la live stream acesta și spuneți că n-ați primit notificare. În engleză. Mă știi pe Facebook-ul la login Robert. Nu trebuia să-l trezești. Nu știu, altceva văd că nu mi-arată. Eu nu pot să merg în casa mea. Trebuie să fii... Trebuie să ai grijă când te trezești. Nu fii inteligent, Chris. Nu sunt în modul acum. Vedeți, așa trebuie să întâmplă, văd că sună cineva. Cine e acolo? Cred că e ăla cu biserica lui. Dacă este cineva la biserică sau care vinde ceva, doar închide ușa. Am dat share, respect frate, dați-și voi un share ca să trimite toate notificările, dați un like să facem și noi 100 ca să trimite și YouTube-ul ăsta notificări și uitați să vă abonați, mai avem foarte puțin până la 17.500 de abonați și să aveți clopoțul activat și să mă urmăriți pe StreamCraft pentru că după live stream-ul acesta cred că o să băgăm un live și acolo. Adică cred că e așa un live din noapte. Bă, de-ai văzut că tasul e agresiv, nu? Bă, nu e prea agresiv, adică nu pare. Ce costum e acesta? Sunt Captain Spirit. Vedeți mă că trebuie să-l trezesc, dar voi spuneți să nu-l trezesc. Avem nevoie de toți supereroi pe care putem să-i luăm. Ce faci, Chris? Dar cine e asta? A, vecină, cred. Da, share pe Discord, dar pe oricum doar că se trimit sau nu se trimit. Ce îmi fac? Video games, cleaning the house, doing homework. Adică ce fac eu? Dar să-i spun că curăț casa. You know, cleaning up the house and stuff. Stai că mi-a răspuns așa și la suport la YouTube. Ia, da. Ah, îmi spune că să investigezi, îi trebuie mai multe informații din partea mea. Și să-mi trimit în mail. Adică să-i trimit ceva la mail. Scrieți băieți la mailul acesta, trimiteți mail, trimiteți un mesaj la mailul acesta și spuneți titlul cu no notification, așa scrieți no notification. Doar dacă n-ați primit notificare. Dacă ați primit notificare, nu spuneți. Puneți linkul la canalul vostru plus linkul la live stream acesta și spuneți și aș îți dea și seama. Scrieți în titlul no notification, spuneți că I didn't get notification. From a live stream. Notification. From live stream. Doar dacă n-ați primit așa, scriți. Și trimiți pe mailul acesta. O să-mi spun ca să-mi scrii pe mail după chatul acesta. Foaia verde, sos de pește, uite panda cum citește, fain. Salută Evil Angel, bine live, no notification. Acum îi spun că continui live stream-ul deja în modul acesta, cu notificări sau fără. Hai panda, cum naiba să primesc dacă nici n-am clopoțelul?
Dar pe activați clopoțelul, trebuie să aveți clopoțelul pe... pe all notifications. De ce vă zic mereu? No notification from livestream, exact. Panda, salut, salut Andrei. Așa, am primit încă un luț. De la Werty cu hello, hello Werty, mersi de luț. Mă mai țin minte Panda, da, Evil. Am noroc foarte mare deoarece am priză și în bucătărie. Te urmăresc de mult, respect, frate. Acum iară să-mi scrie, măi, îmi spune că mereu că, bă, a să rezolvăm problema, nu știu ce, după când îmi scrie pe mail, îmi scrie pe mail că notificările trebuie să fie cu clopoțelul, să vă asigurați că aveți clopoțelul activat și în caz ceva, trimiteți mail. Dar niciodată nu rezolvă. Dar tot îmi zic, bă, echipa lor rezolvă ceva. Tata se uită la joc, deci. Asta explică toate chestiile de bere. Thought I heard a loud noise over here. Nu te doare mâna când scrii foarte repede. Ia. M-am deprins. That just fell. Tata a căzut. We didn't hear. Da, spune că decorăm copacul. Brado. Totally. Mai să... Eu nu sunt răutate, dar ți-am adus aminte. Salut, salut gamer negru. Ești mai popular gamer din Republica Moldova. Care face content în română? Poate. And he fell, so... Scuze băiat că am întârziat, că am fost la ziua de naștere a cuiva și am întârziat o grămadă, fui, o să mai fost... Dar n-ai întârziat, Smoker, ai 21 de minute, mergi live-ul. Și oricum, nu de mult am început că am așteptat să trimit notificări. Și tot nu s-o trimis. E dușa cei care au primit notificări, cred că o să... Intrați pe serverul de Discord din descriere, pentru că acolo este o rubrică cu notificări. Și în caz că nu luați notificări la YouTube când apare ceva, o să primiți notificări de la Discord. Așa că intrați pe serverul meu de Discord din descriere, nu uitați să vă abonați și să aveți clopoțelul activat. Numai decât activați clopoțelul, că în fiecare zi vă zic, activați clopoțelul să primiți notificări. Și nu uitați să mă urmăriți pe StreamCraft, pentru că acolo tot facem live stream-uri zilnice destul de interesante. Tot dați acolo un follow ca să primiți notificări. S-au trimis notificări, Panda, eu am primit. Da, Paul, tu ai primit, dar nu toți au primit. Dar nu știu care era întrebarea, buy a pine tree, work on the treehouse. I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Nu pe bune, activați clopoțelul că primiți notificări. Ești mai popular game din Republica Moldova, nu știu. Dar ce vrea asta la mine? Tata e ocupat astăzi. Oh, my dad wants to. But he's super busy today. Tata e super obos. E prea ocupat ca să te ajute cu casa din copac? Poate ar trebui să... Aibă grijă de copilul lui înaintea jocului. Bine, Chris. Cred că m-a ascultat destul. I'm primit notificare. Super. Super. Hai să facem pe și noi 100 de like-uri, ar fi bombă. Te rog, ascultă. Nu încerc să te rănesc. Bine? Vreau să te ajut. Tu nu ești în... n-ai probleme. Tu n-ai făcut nimic. Nimic. And we'll come by in a little bit. Doar stai și noi o să venim în curând. Asta vrea să mă ia? Panda, ești super tare, mersi mult, Ștefan. Asta vrea să mă ia de la tata, cred. Vedeți, mă, așa trebuia să se întâmple, trebuia să-l trezesc pe tata, dacă altceva n-aveam de făcut. Adică trebuia să mă duc la un mus și ceva. De ce a dorit curva asta călăjeasă? I-am ascultat, am auzit tot. Nu pot să mă duc din asta. Man, I bet you want to tell her what a shitty dad you have. No, she just wanted to say hi. Dar a vrut să spună salut. Nu i-am spus nimic, tata. I swear. Promit. Please believe me. Te rog, tata, crede-mă. Jesus. Stop that whining. Încetează să smiorcăi. You're not a baby. Nu ești un bebeluș mai atât. Boo-hoo, daddy. Oh, boo-hoo, daddy, tata. Crede-mă. Grow. Crești. But I just. Tu doar. Just like your mom. Tu doar ești ca mâta. De fiecare dată când mă auzi la tine, de fiecare dată când vorbești, oprește. Eu îi văd fața. De ce? Și dacă nu erai tu, nu mai lua mașina de atunci. Niciodată. Hey, Chris, look, uite. N-am avut în vedere asta. Da, te-ai vrut. Nu, ascultă, Chris. Cred că nu mai am mult. Ca asta ceva e un fel de main story acum.
Adică noi cu monștrii aia ce făceam era misiuni de astea secundarii, de asta e main story. Adică trebuia să-l trezim, să chestii. Un luz la domnul Fafi cu puncte, mi-a semnul Fafi de puncte, apreciez. Vreți să dați like să ajungem la 100 și să vă abonați acțiunii și clopoțelul și să mă urmăriți pe StreamCraft. Dacă doriți produse marca Evil Panda, puteți să-l comandați din linkul din descriere. Plus... O te cade. Da, hai să cred că e finalul. 30 minute de live doar? Da, ăsta e finalul. Uite, are super puteri. Să vezi ce o să-i pară puterile imediat. Dar până am făcut încă toți monștrii. A terminat jocul. Da? Lol, eu sunt fericit că mai am atâta. De puțin îl terminam deodată, primul live. Ai super puteri. Nu face live stream de 30 minute. Asta e băiat sau e fată? Băiat, cred. Habar n-am. Sau fate, am 2 abonați, mă poți ajuta să fac 3, fac live-ul mereu și nu se uită nimeni. Care treaba cu jocul, că a fost ziua cuiva din aștia și n-a putut veni. Bă, uite la primul live stream. Ce, bă? În 10 minute am terminat jocul. Hai, dă-te, mă. Joc el doi după. Serios, bă? Dă-ți face misiuni secundare, vreau să fac toți monștrii. Uite, pot să mai fac monștri, super. Face monștri, că eu vreau să-i termin pe toți. Buy Life is Strange 2, ia dă-ți, mă, cât costă. Eu dau buy și nu mi-arată prețul. Cât costă, bă, dracu? Ia cadou, nu. Pre-purchase Life is Strange 2 Complete Season. Life is Strange 2 Episode 1, Life is Strange Episode 2, 5... 23 de dolari? Să-l cumpăr acum, oare? Bag și tot ceva cu mașini. Bă, vreți să-l cumpăr acum? Dar nu. Să-l cumpăr pe 27 sau să-l cumpăr acum? Da. Nu, dar eu dacă-l cumpăr nu-l putem juca. Adică noi îl precomandăm într-un fel. Când o să-l lanseze, noi o să-l primim deodată. N-o să vrea să-l cumpăr atunci. E la reducere 3%. Îmi dă episodul 1 și îmi dă încă 4 episoade. Nu, cred că să-l cumpăr pe 27. Dar să spuneți pe 27 că se lansează jocul, că eu o să uit. Pe 27 septembrie îmi spuneți că se lansează jocul acesta, bun? Dar cred că și voi o să uitați până atunci. Bă, nu-l precomand acum. Cine știe, poate o să am nevoie de bani. Dar o să-l comandăm atunci. Dar vreau să fac monștri. Da, acum. Dar nu, că nu pot să-l joci acum. Dar nu că eu dacă îl cumpăr acum, eu nu pot să-l joc în sezonul 2 noi. Dar să continuăm. Să facem monstruleții. A apărut Brawl Stars. Ce voiam să vă arăt? Mi-a venit rucsacul pentru cameră pe care mi-l-a comandat tata. Uite, ăsta doarme. Adică noi dacă îl trezim, terminăm jocul. Dacă îl trezim. Dar dacă nu îl trezim, putem să facem mai departe chestiile noastre. Adică să facem monstruleții ăștia. Bun, dacă știți cum să fac ce monstruiețe ăștia, eu mai am încă 4 misiuni de-astea. Mă vreau să fac o treabă bună, mersi mult răzvii. Nu uitați să aici clopoțelul activat, numai decât activează clopoțelul. Oho, septembrie e ziua mea. Laptop, use, cell phone. Îmi trebuie pinul de aici, de la telefon. Și îmi trebuie și beer cans. Turn off. Christmas decorations. După live să intri pe Discord, ai de dat 2 ranguri moderator. Salut Panda, salut vă Laur. Panda, Pandri. Pe să dați un like și să vă abonați dacă am scutat asta încă și numai decât să aveți clopoțelul activat. Și să mă urmăriți pe StreamCraft pentru că facem și acolo live stream. Startbook. Așa, Startbook. Hai să facem monstrueții. Că monstrueții ăștia tot fac parte din povestii. Așa, am nevoie de bere și de baba de zapadă. În iulie pe 15 ziua mea. Nice. În septembrie e școală. Da. V egal cu V. Da. Am dat luți, respect, frate. Întreb baba aia de zăpadă că ne ducem să o distrugem. Dar i-a picat ochiul și nu știu unde să-i găsesc ochiul. Unde să-i găsesc ochiul la nebuna aia? Unde să-ți găsesc eu ochiul? Așa, am luat la Ionuț Games, mere sau nu mere? Mere sau nu mere? Look. Acum snowman-ul e gata pentru bătălie. Dar bă, nu merge de bătă să ne batem. Că-i picat un ochi. Vezi, n-are un ochi.
Dar cum știi, pregătit pentru bătălie, dar nu mergeți de bătălie. Hei! Ce trebuie să iau? Cred că trebuie să iau vreun arc ceva. Panda, faci și după misiuni pe Shadow Fight 3, dar ce misiuni? Asta e primul episod din Life is Strange, da, sezonul 2, din Life is Strange sezonul 2. Dar deja am terminat jocul. Noi acum facem misiuni secundarie, adică astea. Dar deja jocul am terminat. În 10 minute. Nu, Brawl Stars pe magazin, sau ce faci? Ne jucăm. Trebuie să găsesc ochiul la baba asta de zapadă. Dar cred că nu trebuie să găsesc ochiul, ci că e gata pentru bătălie, dar nu merge să ne batem. Ia uite ea. Now the Snowmancer is ready for battle. Și că acum Snowman e gata pentru bătălie, dar tot nu merge. Cred că trebuie să-l distrug. Uite, vedeți aici arată că să-l distrug. Și că Snowmancer vrea să distrugă orașul. Doar eu pot să-l opresc de data aceasta. Băi, vrem Shadow Fight 3, te rugăm. Dar ce să faci pe Shadow Fight? Nu s-au adăugat, ce s-au adăugat event nou ceva? Graffiti. Dați băieți, mă urmăriți pe StreamCraft pentru că o să băgăm și livestream acolo mai târziu. Deci vă aștept și acolo. Pe StreamCraft cu un follow. Este aici telefonul taică, soare pin. Plus este acolo, mi se pare că ceva tot cu pin, un dulapior. Și nu știu de unde să-l iau. Hai să curățăm de zapadă. Poate trebuie să iei ceva din casă, dar parcă am luat tot din casă, nu mai are ce. Nu știu cum să-l bat pe omul de zapadă. Gata, e curățat cu zapadă, cred că o curățat. Extra bonus puncte deblocat. PUBG, pe părerea mea, nu e fain. Nu știu. Ce-am deblocat ceva bonus? Evident, trebuie să deblochez de ce? Ăștia sunt monștri, mi se pare, pe care îi batem. Și după toți ăștia, să-mi ducem așa să batem pe Metroid. Dar astea, comoara e ascunsă undeva. Trebuie să pună mapă, două părți de mapă ca să o găsească. M-a adăugat un bot care ne-a prezentat update-uri care vor urma în Fortnite și PUBG, Evil Panda. Ok. Și Iuliana. În casa de sus este o brichetă și cred că trebuie să-l topești. Probabil. Old books look. Tu știi cât zor s-am spus. Uite, lasă în carci normal. Le lasă în carci normal. Vedeți ce este, uite, combination lock. Și putem să-l uităm, dar putem să-l deblocăm, ia uitați. Și ceva acolo trebuie să fie valoros. Nu cred că vreau scrisoare ceva, dar dacă e scrisoare, cred că e valoroasă. Turn off. Look. Uite, în casă, în camera lui, la cea mapă. Ia, stai așa. Panda, poți să-mi dai Discord de o sursă tehnică să mai reglezi dacă e nevoie? Dar poate Dark și tot văd că nu poate face. E că eu puzzle-urile astea la lor, nu știu cum să le fac. Parcă sunt ușoare, dar nu găsesc locurile astea. Panda, joacă și tu, Kona e un joc super. Kona? Recycle, bring setup range. Ia? Aha, uite, acum facem o misiune. Acum să ne testăm skill-ul pe astea de bere. Du-te în casă din copac, dar am fost acolo și nu nimic deja. Ce nu fac, am făcut multe modificări, dar nu poți da grad chestii. Deci am dat de este de grad. Acolo e poza cu măsa și taică sunt înainte să moară. A? Mă înseamnă că nu merită de deschis aia. Dar dacă găsim codul așa din greșeală, poate o să luăm. E codul mașina de spălat. Da? Așa, hai să ne facem skill-ul. Use to aim and to fire. Ok. Hai, trebuie să împușcăm în astea de jos, că spici toate. Dar ce nu pică toate? Un luz la Alin, revine cevaul meu, mersi mult Alin. Păi n-am admin de aia, nu pot. Așa. Bă, n-am vrut să dau bulgarul jos. Sper că s-a pus ca misiune, nu? I can practice my target skills on this dangerous beer scan. Nu, eu trebuie să-mi iasă ca o poveste. Că trebuie să ne apară monstru și noi să fim în altă lume. Pentru că n-asta consta chestia asta.
Man, dar cuna e ăla care l-a făcut Max cu un om înghețat cu poveste, crede-mă, n-o să te dezvancească acel joc. Cum adică, pot să văd după live? Ce-ți vezi? O picat una. Asta nu este skill-ul și eu pot arunca. Dar îmi zicea că nu știu cum cu mouse-ul aim. Yes. Hai, vreau să-mi apară monstru. Și dacă când o deschide, se aude tatăl și te va pedepsi în cameră doar. Ah. Pau, boom. Deci creează asta. S-a pus ca misiune deja? Da, lol. Ah, deci deja e fără, înseamnă că e fără monstru, pur și simplu așa, random. Asta a fost cu monstru, că ăsta a fost cu monstru, ăsta a fost fain. Și ăsta a fost fain. Adică animațiile astea așa. Mai awesome things to do. Dacă omul de zăpadă, nu știu ce să-i fac cu dânsul. Bana, după live să te uiți pe YouTube la Maxim Infinite Kona. Ce joc este ăsta? Awesome Adventure of Captain Spirit. Era sora ta? Da. Tăticu. Ce că mapa e în mașină de spălat. În pantalon, cred. Stickers. Da, mă, să mă uit pe stickerile de la WC-ul. Salut Panda, salut Madaline. Bine, live. Câți ani ai? 16. Submarin. Ia, dă-ți uite la submarin, poate este ceva interesant. Nu mai e notă. Mai este ceva acolo interesant? Nu, nu mai este nimica. Aici nimic. I-am iertat acolo ceva că să aleg. Ești mai tare ca PewDiePie, să rămână, salut, Ulfie, bine, Flav. Așa, poate pe ce este? TV? Uite, este la televizor, ia. Ceva cu super puterii. Azi numai jocul ăsta o să te joci. Păi, deja l-am terminat și acum faci misiuni secundare. Gata, m-am prins televizorul. Are 16, da, peste 2 zile fac 17. Unul de pe YouTube, păi ieri am fost în clasă, am vrut să dau beșinul, m-am trădat curul și m-am căcat pe mine. TV, consolă, Forest Warrior. At least the Forest Warrior protect me from the snow ghost. Aha, eu te trebuie să mă la toate jucăriile. Uite, ăsta nu era și acum m-am mutat la dânsul și l-a pus aici Snow Warrior. Și trebuie să-i caut toate jucăriile, așa. O, drag, dar pare o grămadă aici. Empty firecrackers. Probabil poți să-mi dai gradul de 100 de tehnici să rezolv dacă mai apar probleme. O să văd, smoker. Am mulțumit boss. Păi, peste 2 zile, nu acum. Vă star shark stinger. Păi să dați voi un like și să vă abonați, să gândiți cu clopoțelul și să dați voi un share, mă ajută enorm mult. Și nu uitați să mă urmăriți pe StreamCraft, vedeți acolo care arată, urmăriți-mi pe StreamCraft, link-ul este în descriere. Pentru că facem și acolo live stream-uri destul de des și destul de interesante. Pietonul ar trebui să se ducă din drum. Intervene. Ia, ce o să întâmple? Boom! Am intervenit noi. Da, Captain Spirit ne-a salvat! N-o să mai trebuiască să fugi de cineva. Uite, s-a pus și ăsta? Mi se pare că s-a pus ăsta, cred că era. Dar ăsta nu știu ce monstru e ăsta. Cred că e Snowman. Habar n-am. Încă două jucării. Cred că e Power Bear și Noctarius. Play. Dă să mișcăm cu dânsii. Hai, mă. Vreau să la fel e de pizza, Luț, că de ce nu? Respect, apropo, și mie din 5 clipuri pe care le încarc la 3 nu trimit notificări, n-ai că să fă. Yep, e de Luț. El vrea ca să mori. Hehehe. Renunț acum. Nu ar trebui să ne batem. Nu ești bossul meu, Power Bear. Urs puternic. Alături de nouă. Tu ai puteri faine. De ce nu vii în echipa noastră? Să intru la Captain Spirit. Ești serios? Este inamicul meu. Doar pentru că Mantroid te-a spălat pe creier.
Android saved my life. Huh? Good guy. Închide gura. Shut up. Calm. Salt. 6 gang. Gata, l-am omorât. Oh, spatele meu. Cum? Cum ai făcut asta? Nu pot să mă mișc. Captain Spirit, Captain Spirit. Vine la datorie, nu pot să mă bat cu Nocturia singur. Destroy him. Boom. Salut, Sânge de Taur. Salut, urs puternic. You never fail us, Captain Spirit. Nu, nu pot să faci asta. Sunt doar un pui. Then let's cut your strings. Atunci să stăiem strings, nu știu. No, nu, nu, renunț. Android, ajută-mă. Nu poți să mă omori. Te-ai spus că nu omori oameni. Gata. Mă, nu știu ce om e asta. Good job, but we still have to deal with Mantroid. Am trebuit să ne batem cu Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle. Cu Captain Spirit, echipa noastră va câștiga fiecare bătălie. Acum îl avem și pe urs, da? Da, uite, când apare semnul ăla din stânga, înseamnă că ăștia se pun cu noi. Uite, mă, ce s-o colorat toți, ia. Asta cred că-s eu și ăsta e Mantroid. Ah, deja am făcut misiunea asta, gata. Gata, am făcut misiunea aceasta. Deja două misiuni am făcut. Da, două misiuni am făcut. Favorite book. Walkie-talkie, trofeu, Bugs Motel, DVDs, comic books. Nu mai este nimic pe aici de făcut. Chocolate. Sau marinel. Așa, acum mai am trei misiuni, dar ca să fac misiunea asta îmi trebuie pinul de la telefonul lui tata. Ca să fac asta, nu știu ce, cum să o fac, îmi trebuie că două mape, nu știu de unde o iau, nici pe prima nu am. Și aici trebuie să omor omul de zăpadă, tot nu știu cum să o fac. Forest Warrior. Unde poate să aibă el pinul? Păi trebuie să opresc mașina de spălat. Și dacă opresc mașina de spălat, în pantalonul lui tata, cred că e pinul. Ai codul la telefonul mașinii de spălat. Dar nu pot să opresc. Uite la harta de lângă pat. Uite la lista aia. Dar acolo e wishlist, nu știu ce. Dar aici tot nu e nicio hartă. Voi îmi spuneți că ce este o hartă, dar unde-i? Play. Care pată-i? E o mapă în camera copilului și una în casă din copac. Da? Dar pe eu m-am uitat parcă la toate hârtiile. Dar acolo ce se duce, răzdem. Două hârtii din inventory. Acum ai muzică de asta cu copyright. Și de-aia nu se aude. Hai să ne trezim. Dar dacă o să fiu activ de chat, o să-mi dai moderator. Ieri afară să iei mașina. Păi am luat, frate, că am făcut misiunea aia. Cu mașina deja am făcut-o. I love listening to my mom's old records. Chair. Look. Aici nu este nimic. A luat-o pe prima. A, deja pe prima am luat-o? Și, dar mi-a zis că, drawing, mi-a zis că mai este încă o hartă. Luz la Alina cu ceva, mersi Alina de luță. Așa, please fă GTA 5 real life. N-am GTA 5. Dacă pe prima am luat-o, unde o găsesc pe a doua oare? Fist mark. Aici e un pumn de-a lui tata. Nu a văzut pe tata așa nebun. Ia una în camera copilului. Păi pe aia din camera copilul cred că am luat-o. Mi-a spus că deja am una. Nu știu de unde o am, dar mi-a spus că o am. Așa. Camera copilului. Wishlist. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that. Mă înțeles, dar că o să dau gen combot cu aceeași funcție și nu mai merge să dea gratis ursulețul acei noi după live, dacă poți să-mi dai iar gratis să-l fac. Ia dă să arunca mingea. Camera copilului și o pui pe chat din inventar.
Dar pe unde e prima? Dar parcă ar fi prea ușor că să găsesc mapa așa rapid. Uite, eu nu văd nicio hartă aici. Văd o grămadă de hârtii. Ah, ia uite-o, bă! Time for Captain Spirit to put these pieces together. Aha, și-o pasă deja o am. Rotate. Cu rotița. Aha. Cred că așa. Stai, dar nu știu cum. Aici văd o linie roșie, aici una. Aici încă una. Aici sunt mai multe. Un tank. Ok. Dar știi cum să o rotesc? Salut Spectrum, bine Flav. Te rog, faci Euro Truck Simulator 2 Italia. A apărut lustrul meu Panda sau nu, că n-am văzut. Mi se pare că nu. După numere. Drag and drop to move. 2-3, de acolo trebuie 2. Ce 2? Ce 3? Ia. 3. Aaa, ah, uite ce cifră, nici nu le-am văzut. 3, 4, 1. Păi nici nu am văzut cifrele astea. Așa? Da, gata, am făcut-o. Așa, acum am mapă, mapă secretă. It's mine. Și acum The Maze of Doom. Dacă e X aici, înseamnă că aici este comoara. Apu da. Home base. Apu da, dar unde e comoara asta? Unde sunt stâncile astea? Dă-l la tata din joc să vorbești cu el. Dar pe eu am terminat deja jocul. Facem acum camera asta. It's mine. Space. Asta e mașina. Asta e garajul, înseamnă că în partea cealaltă. Mașina e nava aia spațială. Te văd și la comoară. Yep. Salut Tibi, bine Flav. Bună, salut Alexandru. Așa, dacă e mașina acolo, înseamnă că ăsta e aici. Comoara. În asta? E îngropată aici? Ok. Junk, enter. Pe undeva pe aici trebuie să fii îngropat. Te duci la casa din copac, te duci în dreapta și apoi stânga, stânga. Dar am fost în casa din copac, am luat tot ce era luat. Deja așa am fumat. Da, uite aici e comoara. E ca să începi fantezia lui ăsta. Ia. Ce o să ne pregătească aici? Ce monștri? Acum trebuie să mergem singuri. Vedeți după săgeți. Asta mă că eu mai am un pic de logic. Go left, go right. Băi, hai în stânga. Nu știu. Sunetul oricum nu știu de unde vine, că vin din ambele căști. Dar dacă ne ducem în stânga, poate găsim și monstru. Dacă mă duc încă acum încă o dată în stânga, cred că să ies din... Cred că să ies din acest loc, așa că hai în dreapta. Un update pe L2 cu oare când apare, habar n-am. Săptămâna aceasta cred că apare, joi. Urăz la Dumie, succes cu live-ul Panda de tot Evil Michelex. Salută-l pe prietenul meu Evil Angel. Salut, fete. Ce joc e? Captain Spirit, dar pe ăsta l-am făcut deja astăzi. E a doua oară când o facem. Deci stați, dați-vă un like și să vă abonați când s-a făcut asta. Încă să vezi că puțul activat mă ajută enorm de mult. Băi, de ce m-am vârt în cerc? Dreapta, stânga, stânga, stânga. Dar stai că eu nici nu știu pe unde. Și uitați să mă urmăriți pe StreamCraft, pentru că băgăm și acolo live stream. Linkul este în descriere, unde puteți să mă urmăriți. Eu nu știu, eu sau mă învârt în cerc. Sau locul ăsta. Ah, dar uite mă, jos se arată săgeată, hai în dreapta. Sau mi se pare. Ar trebui să mă urc la mapa aia din nou. Dar nu pot să mă urc la mapa aia din nou. Unde e mapa? Dreapta. Apărut stream ca pe browser, știai? Da. Dreapta, stânga, stânga. Ia uite, arată o săgeată acolo jos, ia, vezi? Care arată în dreapta, uite jos, ia, o linie și în dreapta. Dar nu cred că e săgeata asta. Dreapta. Sunt pierdut, ajutor. Ia uite și după instrucțiuni. Dar pe unde-i? Cnus.
Nu mi-arată instrucțiunile. Stânga, 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 dreapta, așa se face. Stânga, 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 dreapta. Deci ce mi se pare că e același loc. Ești prost. Ok. Go left. Ok, there has to be an easy way to get through. Și că acum spune că e aproape. Încă o dată stânga și după dreapta. Dar locul ăsta e la fel. Nu nimic diferit. Oricine este sigur stânga, 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 dreapta, stânga, stânga. Dă lift și te duci înapoi la mapă și vezi cum își puși săgețile. Am trebuit să duc înapoi în casă. Și acum dreapta. Dar pe nici măcar nu știu unde trebuie să ajung. De pe mapa din camera ta. Cred că acum încă o dat dreapta. E mă, dă-ți dăm un lift, dar nu mergi să dau un lift. Am, cred că acolo când aleg dau lift. Vai ce greu e, nu Evil? Eu reținui. Te învârți în cerc, bă, dar până dau și eu seama. Că e același loc. Poate trebuie să mă trece cumva. Așa. Uite cu ce micuț e locul ăsta. Și da, acolo arată imens. Nu cum ți-am spus. Așa care zic că panda e prost să-i mănânce pământul de sub picioare. Panda, i-am dat o înjurătură lui care ți-a zis că e prost și l-am potolit. Are fantezii. Păi da. Păi ăsta e și scopul. Dar oare tot jocul, tot Life is Strange și sezonul 2 o să fie despre el? Sau asta e doar așa? Sau poate mai mult... Poate să mai... fiecare episod o să fie câte un copil nou și după toți copiii o să întâlnească. Ar fi ciudat. Sincer. Dreapta, stânga, stânga, stânga. Fă stânga, dreapta, stânga, stânga. Stați, mă uit eu. Dar și cum voi vedeți săgețile? The maze. Așa. Merg înainte. Dreapta. Înainte. Dreapta. Înainte. Înainte. Doar dreapta aici arată, dar pe tot mergeam în dreapta. Povestea este foarte tristă. Fix ca din sezonul 1, adică practic e aceeași. Vă uitați, mă urmăriți pe Streamcraft și dacă doriți produse marca Evil Panda, puteți să le comandați din linkul de descriere. Nu uitați să vă abonați, activați și clopoțelul pe all notifications și dați-vă un like să facem 200. Ar fi super tare. Stânga, dreapta, stânga, stânga. Bă, dar nu înțeleg. Aaa, stai că nu trebuie să mă urc după liniile astea, mă tot după liniile astea, dar trebuie să mă urc aici. Fac stânga, stânga, dreapta, stânga, stânga, da frate, ai avut dreptate. Eu mă uitam complet după alte linii, de aici complet de alte linii. E dificil mapa asta. Ai una... era... stânga, dreapta, stânga, stânga. Deja m-am și uitat lol. Am luat la WRT cu nu știu ce, mi-a simt mult WRT de luț. Apreciez. Hai. Mergi în ordine numerilor. Mi-am dat deja seama. Acum. Hai. Dacă parcă e ok, dar acum vezi că numai pur și simplu ieșim și gata. Acum și intrăm acolo și nu o să fie niciun monstru. Vreau monstri. Și uitați-mă mult spre Instagram, linkul este în scrie. Stânga, dreapta, stânga, stânga, da. Stânga, dreapta, stânga, stânga. Nu am avut apă rece și mă doare și gâtul. Stânga. Go left. O să joci Boogeyman 2, nu știu. Nu am plănuit. Stânga, dreapta, stânga, stânga. Uite, parcă e fix același loc. Stânga, dreapta. Și două stângi. Ok. Hai să ne ducem. Și puteți să intrați pe server de Discord din descriere, în caz când să fiți sigur că primiți notificare, pentru că când încep un live stream acolo, botul de pe Discord trimite că fac live. Dar dacă greșesc acum așa în loc de stânga mă duc dreapta, oare ce se întâmplă? Încep oare de la început? Încă o dată stânga, hai să vedem dacă se întâmplă ceva. O, acum am mers. Uite acum mi arată animație. Bravo că ai reținut. Și gata. Asta a fost tot. Mi-am bătut capul atâta pentru nimic.
Mi-a dat Dark gradul de rulușesc tehnic, ți-am dat aia cu roluri și mai e o chestie. Am făcut un rol mods cu roz, că sunt doi care nu au moderator care aveau și să dai tu moderator. Dar puteai să-l dai. De când s-a început vara, ai din ce moderator pe live. Bravo, Panda! Salut, Evi, lășeme tare, respect, Dima. E ce-s la fel pozii de-asta cu măsa? Și toate comorile astea sunt pentru să afli povestea jocului, cred. Adică am găsit comoara și fiindcă am găsit comoara, cred că... Uite, asta tema pentru casă de sâmbătă, cu masa, să joacă. Evil Panda, te respect mult, respect, Ștefan. Bă, Panda, mi-ai scos modul de pe Streamcraft, să întreabă-l pe Geo. Nu mă lasă, dar roboței, ursuneți tehnic, ursuneți moderator. Uite, ăsta-i taicăsul, masa și el. Deci mi se pare că misiunile astea secundare e să afli povestea jocului. Vedeți că jocul în misiunile lui principale nu ți-a zis povestea lui. Și mi se pare că prin misiunile astea noi aflăm povestea. Hai să ne ducem la un cinema, vrei? Nu știu. Hai că am făcut încă una. Mom is so pretty. I miss mom's smile. E dor de zâmbetul mamei. Povestea e foarte tristă. E ca la 1, ca la Life is Strange 1. Așa, mai avem încă două. Pentru ăsta îmi trebuie pinul. Mi-a zis că e în mașină de spălat. Dar pentru ăsta nu știu. Pe ăsta chiar nu știu cum să-l bat. Nu mi-arat, pur și simplu. Îmi spune că ăsta e pregătit pentru bătălie. Dar nu mi-arat că să mă bat cu dânsul. Și nu știu de ce. O trebuie să mă duc eu aici mai departe. Nu vrea să ne batem asta. Că trebuie să-l distrug. Hei, de ce nu mergi să te bat? Poate trebuie să arunc ceva în trânsul, nu? Cum să chiar jocul merge pe Android, dar păcă... Normal că nu, dacă mă joc pe calculator. Stai în camera ta și ia armele din cutie. Oh, la asta nu m-am gândit. Asta chiar nu m-am gândit. Ok. Hai să ducem să luăm armele. Armele și-mi trebuie șpinul. Poate îți trebuie o armă. Probabil. Deci trebuie să interacționezi foarte mult cu jocul. Povestea e de vreo 20 minute. Îți ia maxim 20 minute ca să termini episodul 1. Dar aici mult durează să interacționezi cu jocul. Adică ce? Te duci, ți-ai luat o capă, după... Ăsta abia să-mi bată, tu-l trezești și aia că gata să termină jocul după ce-l trezești. Adică băi, episodul ăsta e foarte scurt. Dar deja dacă interacționezi cu jocul, asta mai durează cu deja o oră. Două ore de live am făcut cu jocul ăsta. Dar el jocul e de mai puțin. O zis la Lin Meyer, până acum nu a picat live-ul. Yep. Dar spune să vină pe chat să fie dovadă. Cui? Like real Vikings. Ce zici asta de Vikings? A spus că codul e în bai, în mașina de spălat. Uite că nu poți să dezactivezi mașina de spălat, vezi? I-am băgat pantalonul în toată, dar mașina de spălat nu merge să o opresc. E mangă de beții tatălui. Aha. Vorbeam cu Smoker. Ui, vezi, nu e niciun cod aici, nu e niciun pin. Poate și este pinul pe undeva scris aici, eu de unde știu. Poate aici, dar nu, când nu mai merge să deschid ușa aia. Chiar nu știu unde e. Light switch, turn off. Look. Du-te la army. Da, la army mă duc, dar eu nu înțeleg unde e... Bă, dar și repede a trecut o oră de live stream, foarte rapid a trecut. Adică, uite, am făcut și două misiuni și aia ca o oră s-a dus. Poate la cărți aici este pinul. Teen spirit. Poză. Chiar nu știu unde poate să fie pinul la telefonul lui. Panda, dacă donezi 5 euro, dai moderator? Nu știu. Poate. Ce fain asta. Salut, Kendama, bine Five. El, ce faci azi la tine dimineața? La mine e mucușul și seara. Așa, dă să luăm armă. Dar uite, la arme merge doar să-i dau look. Captain Spirit doesn't need weapons. But just in case. Captain Spirit n-are nevoie de arme, doar în caz de ceva. No, nu merge să iau armele de aici. Mm-mm. Doar look.
empty firecrackers, o pernă, comic books, walkie-talkie. Ca să-l bați pe omul de zăpadă, trebuie să te duci la el și trebuie să apară opțiunea de blow up. Dar cred că nu înțeleg de ce nu apare opțiunea asta. Dacă îmi zici că e ready for battle, de ce nu apare? I miss playing ball with my friends before we moved. Toys. I could take over the town with this army. Poți să iau un oraș cu armata asta sau? Nu merge. Combina să cred că este 2011. Statbook. Poate pe statbooks mă uit. Dad loves his stat notebooks. Nu poți să ai bulangiu ăsta beat? Pinul de la telefon. Poate știți voi pinul, nu știți pinul. Am văzut pe dulap din garaj. E un nou serie de Discord, dar link în descriere. Cred că trebuie să miști mouse-ul pe el, cred că să cauți opțiunea. 1, 2, 3, 4. Dar nu, nu ghiciți, bă, din viața reală pinul, că asta e joc. Era o întrebare pentru tine, vrei un PS4 Pro cu 20 de euro, două console și 20 de jocuri Fortnite și o grămadă, îl vrei? Bă, oferta e bună, dar de ce așa ieftin? Înseamnă că ceva nu e bun la nusul. 5673. 5673. Mă rog, salut, GT. 2011. 000. Șapte, trei, șase, cinci. Trei, șapte, opt, unu. Dar de unde bă luați atâta cifre? Încearcă 6, 3, 4, 0. De unde bă luați cifrele astea, mă? Trebuie să, trebuie să fii din joc. Nu trebuie să le ghici. South Mix, Beam Live. Dar dacă zonezi 7 dolari, îmi dai moderator? Nu știu, 4, 2. 9, 8, 3, 2. 9, 4. Nu-i. Dar văd că ce poți mai pune mai multe cifre. Înseamnă nu-s 4 cifre. E PlayStation 4 Pro, nu are încărcător și e cam folosit. Apoi, deci dacă n-are încărcător, eu ce să-i fac? Cum îl încarc? 666, bă. Da, da. Prestu, exit special, viuzea? Ah, bă, am crezut că bag un mod de-a lui de ăsta, de văzut cu super puteri. O luz la Werte cu X, mersi mult de Werte de luț. Eu chiar nu înțeleg unde poate ăsta să aibă pin codul. There's my hot dog, man. Hot dog. I can't see dad. Aici nu scrie nimic, nu scrie nimic. Oh, those are nu nimic. 4-2-9-8-3-2-9-4. 4-2-9-8. Dar pe-am zis numărul ăsta și nu merge. Eu vrei să mă duc să-ți cumpăr încărcătorul care zis din partea mea ca un prieten, vrei? Nu știu, fratele meu. 4-2-9-8-3-2-9-4. Oooo, băieți, au avut dreptate acum. Oooo, bine bă, băiați, bă. Tu mustard. Lol, mă joc într-un joc pe un alt joc. Ți-am spus. Dar ce trebuie să fac, mă, cu muștarul ăsta? Să dau pe carne sau ce? Stai că vreau muștar. Habar n-am ce trebuie să fac. Cred că trebuie să supraviețez mai mult. Apăsai pe 5 loc de 2. Da? De aia nu a mers? Păi cum nu știi că vreau să donez pentru moderator, dar dacă nu-mi dai nici nu donez 7 de dolari destul de mult. Păi pur și simplu trebuie să sar peste asta. Da, nu trebuie să dau carne pe ăsta, trebuie să ajung cât mai departe. Cât cu spisul tău fără mouse, tastatură, crește, please, vreau să cumpăr. Eu am dat 1000 și ceva, până la 1100. De euro. Vreau să dați voi un like și să vă abonați dacă s-a ascultat asta, încă și mă uimiți pe StreamCraft, link-ul este în descriere pentru că facem și acolo live stream-uri. Plus un tutorial dacă nu știți cum să folosiți aplicația. Dar de unde văd cât muștar mai am în rezervor?
Uite, acum apare unul cu rachete. Bă, ăsta e un fel de Flappy Bird sau există așa joc în realitate, pe Google Play. Dacă nu există, da să facem noi unul. Dar îi schimbăm interfața, că să nu zic că i-am copiat pe ăștia. Și poftim, voilà, joc. Te-am văzut prin Orhei, nice. Ce ziceți, băieți? Cine poate să facă jocul pe Android, dacă poftim idei? Nu cred că s-a făcut așa ceva. Scaci, să dai cu... Și voi puteți spuneți muștar în loc de... spuneți în loc de muștar, puneți ketchup. Așa că poftim joc. Mă, dacă cineva are moderator pe stream, că primește și pe YouTube. Doar dacă cumpăr subscripție. Întrebat cu telefonul ieri mi-a luat aproape o oră. Dar cât de mult trebuie să ajung aici? Dar e fainuț jocul. Mai că e cam greuț așa pe mouse să te joci. Pe telefon cred că ar fi mai easy. Ui, vezi, îi dai să sari și el până, uite, până reacționează. Uite, trebuie să-i dai așa în cicișor. Să nu apeși foarte tare. Au! Uite, bă, abia acum am văzut că ăsta e curcan de ăsta cu rachetă. Ce joc e ăsta? Ăsta e un joc în alt joc, e tot același joc, numai că aici e minigame-ul cu misiune. Ai! Dar cât muștar am, nu înțeleg. Mustard. Bastard, retard. Sau Cloud, Mifflife. Există așa joc? Dar măcar există jetpack, nu știu cum acolo. Rider. Nu, bă, fix pe ăla m-am dus. Au. Dun, 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 dun. Cred că trebuie să zbor aici așa permanent, așa, pur și simplu. Nelimitat muștar. Muștar. Când iei muștarul îți dă puncte. Ah, da, chiar. A, dar eu credeam că îți dă muștar, lol. Eu credeam că muștarul e nelimitat, că e limitat el. Și se termină undeva, care un rezervor. A, bă, dar pe așa easy, bă, joc. Eu stau și zbor. Eu stau și mă chinui și mă chinui. Ei? De ce stăteam și mă chinui am atâta? Mă luz de la Alin Mayer, nu mai știu despre ce îți dau luz, dar tot dau. Respect, frate. Tot cum aveam să mă prăjesc. O, ce easy așa. Flappy Birds. Mamă, ce easy așa, ești nebun. Credeam că era jocul. Nu! La 200 de puncte. Păi s-a pus misiunea, hai să vedem dacă s-a pus. Nu cred, trebuie să ajung la final, dar nu știu care e finalul. Ah, s-a pus, da. S-a pus deja. Cred că pur și simplu trebuia să intru în el. Și acum să batem pe bulangiu ăsta, dar nu știu cum. Jetpack Joyride. E soc care faci doar scor și e infinit. Bă, aș face un live de 12 ori în care să mă joc doar prostia asta, ești nebun. Frate, cum donezi 50 de euro? Păi faci rost de 50 de euro și după dacă vrei să-i donezi, intri pe link din descriere și donezi. Panda, îmi dai muștar pe hot dog. Acum cum să-l bat pe domnul babă de zapadă? Stați-vă abonați să vedeți clopoțelul activat și să dați un like să facem 200 și să mă urmăriți pe StreamCraft, pentru că mai diseară o să băgăm și live stream acolo. După ce mă uit eu filmul, băgăm și live stream acolo. Du-te la omul de zăpadă și o să se apară blow up. Acum să-mi apară? Captain Spirit Mona e fan CS16. Ia Sable din camera lui și bate-l pe Snowman. Dar nu merge să iau nimic, nicio armă. Uite, vezi, mi-arată doar look. Ia uite, doar look, nu mi-arată blow up. Și dau ăsta super puterea și tot nu mi-arată. Probabil să fii băguit, oare? N-are cum să fii băguit. Look. Ready for battle, dar ăsta nu vrea să mă bată. Hai bă, să ne batem. Nu știți cum îl bat, cum... Dacă ați văzut pe cineva care l-a bătut pe ăsta. Am uitat acum pe YouTube la Maxim și lui i-a apărut. Vrei să spui că la mine e băguit? Dar la Maxim Finit avea ochiul, vezi că la mine n-are un ochi. La mine i-a picat ochiul. Eu când l-am dat să mă bat cu dânsul, i-a picat ochiul. Și după... What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Avea un ochi sau avea doi? Vezi că la mine are un ochi doar. Poate trebuie să-i pun încă un ochi. Mă văd când zici că e ready for battle. Dar avea ochiul.
Armă. Dar avea și armă, Max? Vezi că eu n-am nicio armă. 1, avea 2. Ia capacul de la vodka. Poate trebuie să iau chiar un capac de la ceva. Și el avea un ochi. Deci ar... Păi cum l-a bătut atunci? What? Nu avea armă. Snowman noob. Dar ce se întâmplă, bă? Ce e asta? E băguit la mine, pune ochiul și cred că după îți dă voie de armă. Dar nu are ochi. E picat aici lângă, dar văd că a dispărut. Caut dinamită. Poate trebuie să caut ceva prin casă, Dumnezeu știe. Încerc cu dopul. Dar trebuie să-l găsesc, nu știu de unde să-l iau. Hai, mi-a rămas doar ăsta cu Snowman. Și gata. Snowman egal cheater. Aha. De la băuturi. Maxim când se bătea cu el. Setup range. Nu, nu merge. Nu l-a bătut Max. Max nu l-a bătut. Ah, băi, și nu spuneți atunci ce l-a bătut Max. Du-te la sticla tatălui și ia dopul. Mi-a schimbat poza, îți place? Dar nu, nu se vede nicio poză. Pune de aia de vină în gură, bă. După mai bagi un live cu altceva. Pe Streamcraft o să facem mai târziu. Trinket bowl. Take car keys. O să băgăm un live stream mai târziu pe Streamcraft, deci vă aștept și acolo pentru a face live-uri zilnice. Whiskey bottle. Look. Uite dopul. Dar nu, nu pot să-l iau. Nu pot să iau dopul la whisky. Caută un capac. Bă, așa noi vrem să punem capac, dar aici jocul nu vrea, cred că așa. Aici jocul are regulile lui. Start book. Dinozaur toi. O, ia uite, avem aici burn. Ceva să ardem. O luz la Claudiu cu puncte, mersi mult. Burn. Fire stove. Cum face oaia, că nu știu chiar. Cu Fortnite pe Streamcraft, nu știu. O să vedem. Așa, asta nu mă ajută cu nimic, dar puterea asta nu aveam. Adică nu puteam să iau chestia asta. La televizor ce nu-mi arată nimica. Băi, nu știu cum să-l bat pe Snowman, mă. Acum du-te la omul de zăpadă. E amuzant. Dar e fain, eu abia aștept sezonul 2 de Life is Strange. Ar fi fain să fii cu ăsta. Adică parcă e plictisitor, dar parcă nu e așa plictisitor. De ce nu-l lași pe Snowman în sobă? Acum nu-mi dă posibilitatea asta, du-te acum. Mă duc, hai să vedem. Nu cred să-mi arate. De eu când am fost la sobă nu mi-a arătat prostia aia. Săpa în salt, Teddy. Poate acum se iau foc, se apară foc în mână. Probabil. Nea. Nu știu ce vrea bulangiu ăsta de la mine. Ce vrei, mă? Ia dă eu scout pe net rapid. Captain the Awesome. Roagă-l să strice. Poate trebuie să-l trezești pe tatăl. E băguit evil. Dar nu știu. Așa. Dar cum se numește? Avesomi. Hai mă scoate. Avesomi. Adventure of Captain Spirit. Snowman. Man. Battle. Ending part 2. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Let's play walkthrough. Partea 2. Partea 1. Free or rollout. Nu, eu nu găsesc. Reclamă. Ok, well, Așa, dă să căutăm asta cu... Văd că ăsta au făcut misiunea cu... Uite, că acum au venit la baba cu dizapadă. Ia. Uite, e dă să arunce, adică fix ce-am făcut eu. Acum și pic ochiul și vreau să văd ce apare mai departe să facă. Nu mă, uite, el de tot a avut blow up, lol. Dar dânsul are doi ochi. A, mi-e spart că el, uite, prin... A.
Ia uite el unde s-o dus, bă. Ia uitați-vă el unde s-o dus. Ia uite, de unde a luat, cum a putut să fac blow up. Ia, a venit în partea asta. Uite așa, șuti, s-a uitat aici, șuti. Ia, ia, vedeți asta, ia. Look. Awesome. Da. Dar nu, mă, nu așa. Adânsul i-a părea să fac ceva pe creangă. Îi apărea o abilitate. Ce mă, nu mi-apar abilități, nu înțeleg. Vedeți, este acolo ceva. Lui apărea acolo că să ia nu știu chestii sau să uite, să fac ceva. Recon. Dar la mine nu mi-apare. Vrei să spui că la mine e băguit jocul? Dar de la ce să băguiască? Că e fix același joc de pe Steam ca toți. Uite, în garaj scrie acolo 2005 la cod că e dinamită acolo. Nu cred că să meargă. Dinamită. Eu l-am bătut fără dinamită, blow up. Dar poate cu dinamită, vezi că blow up explode. Poate nu văd nimic, dar jocul tău, haha. Reintră. Acolo și acolo și dacă nu mai merge din 6 cu 2005. Mă cred că codul e 2005, poate fi codul 2005. If dad used the padlock, he wants. Dar chiar 2005, data, anul când s-a născut ăsta. 2005. 2000. Ar fi logic așa. Yes. Bă, trezești pe el, dar l-am trezit, dacă îl trezesc termin jocul iar. De deja l-am terminat. Firecrackers, take. Uite bă cum explodăm pe ăla. Now I'm ready to rock. Acum sunt pregătit, îmi pare rău, tata. Hopa. Da, hopa. Avem și armă, am luat de la sistem. Nimic. Hai că am terminat jocul, dușim să le explodăm pe ăla și gata. Și am terminat practic tot jocul, adică prima misiune. Primul episod. Am terminat jocul. Și am terminat și misiunile astea. Toate. Super. În 2 ore de gameplay e destul de ok. M-am distrat. O să parcă mai diferit, uite. Uite, vedeți acum mi-am parea. Blow up. Ia. Yeah? Eu credeam că să fie o luptă mai epică, dar nu e așa epic. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Ia. Yes. So foarte tare. Uite, uite țigara acolo. No Mancer almost. Și gata, am terminat jocul. Mai vreți să vedeți încă finalul încă o dată? Pentru cei care n-am l-a văzut încă. Că deja am terminat jocul. Adică eu am făcut finalul și după am intrat înapoi în joc și am făcut misiunea astea secundarii. Da, da. Că eu deja am făcut misiunile secundarii și nu mai am ce face. Și hai să ne mai uităm încă o dată la final și gata. Și ne vedem de seară pe StreamCraft. Vezi, dați vă un like și să vă abonați, activați și clopoțelul, numai decât activați clopoțelul pe toate notificările. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe StreamCraft, link-urile sunt în descriere, pe StreamCraft facem live-uri zilnice, destul de interesante. E o aplicație pe telefon, este deja și pe browser, link-urile sunt în descriere, alături de un tutorial cum să folosiți StreamCraft-ul. Mai fă o dată finalul, hai să facem. De seara la ce oră e filmată? După ce o să termine filmul, vreau să mă bag rapid la un film. Că înainte să încep live-ul stream-ul acesta, mă uitam la film pe televizor în bucătărie când mâncam. Și nu m-am uitat încă la tot până acum. Vreau să-l văd la cap-coadă. Dad. Las de-i te rogăm Evil. Păi las de cred că o să facem pe StreamCraft. Că aveam de făcut bunkerul și cam atât. Dad, hai. Come on. Huh? What? Who's cine acolo, cine acolo? Dad. Tata, sunt doar eu, Chris. Chris. Oh, hold on, buddy. Okay? Oh, simte băiatul. Boom, boom. Dad! Tata! Fuck. Tot. Ești ok? Are you okay? Arăt ok? Nu. No. I tripped. Can't even watch. M-am blocat. Nu pot să văd un fucking joc. Fuck. Asta e doar fain. I think I sprained my foot. Shit. Chris. Chris, de ce m-ai trezit? You wake me up. You told me to. Tu mi-ai spus să te trezesc. Eu am crezut că tu ai spus despre Brad.
Brad? Nu poți să vorbesc în propria casă, omule. A trebuit să ai grijă când, știi, când te trezești. Nu fi un fund inteligent. Nu am chef acum. Da, tata, ok. O, Doamne, cine e acolo? Nu-și răspunde. Dacă este o persoană care vinde sau o grupare de bisericoși, închide-le ușa. Este castelul nostru și asta e familia noastră. Ai înțeles? Da. E că mi-a venit o babă. Salut, fă. Ce faci? Oh, Doamne, uite la tine. Ce fel de costum e ăsta? Eu sunt Capitanul Spirit. Desigur că tu ești. Noi avem nevoie de toți supereroii pe care îi putem lua. Și ce faci, Chris? Bine, Mrs. Reynolds. Doar mă joc. Just hanging out playing video games. O, voi băieți și voi jocul voastră video. A trebuit să vă jucați afară, cum noi am făcut. Cum tatăl tău a făcut. Știu, sunt bătrână. Dar am văzut că curățai de zăpadă. Deci bine de tine. Actual, eu m-am pornit la o plimbare. E totul ok? Noi n-am auzit nimic. Acum încerc să fac alte legi de când am făcut prima dată. Poate să schimbă cumva finalul. Ești sigur? Lord, eu am crezut, nu știu, dar a fost galgios. Și nu mai sunt case pe aici. Probabil tata s-a uitat la joc. Nu ești singur. Ar trebui să aud lucruri. Sper că ai ceva plănuit pe astăzi. Se spun că să-mi cumpăr un braț sau o să lucrez la Treehouse? Dă-ți spune că să cumpărăm un braț. Eu și cu tata ne ducem să cumpărăm un braț real de Crăciun. Oh, ce bine sună! Steven și eu cred că trebuie să luăm și noi unul. Și am putea începe să decorăm. Oh, iubesc această perioadă din an. Și eu. And Dad said we could get the best Christmas tree on the lot. You certainly deserve the best Christmas. Desigur tu meriți tot ce mai bun brad. Și dacă ai nevoie de mai multe decorațiuni, noi avem un surplus. Ooh, asta va fi fain. Bine. Well, sunt fericită că ai grijă de tatăl tău. Desigur. Suntem în aceeași echipă. Ești un fiu bun, Chris. Băi, și acum cred că să avem alt final. Ascultă, Chris. Sunt la câțiva pași din casa ta. Dacă te simți speriat, tu poți să mă vizitezi oricând, ziua ori noaptea. Ai înțeles? Suntem aici pentru tine. Ok, bine, desigur. Thanks. Mersi, Claire. Thanks, Claire. Îți promit că o să ne vedem mai târziu. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. No, finalul e tot același, nu se schimbă. You could have gotten rid of her. Se schimbă dialogul cu dânsa, dar finalul nu se schimbă. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh? No, she just wanted to say hi. N-a spus nimic, tata. Anything, dad. Promit. I swear. Tată, te rog, crede-mă. Please believe me. Te rog, nu mai... Nu te mai smiorcă ei. Tu nu mai ești un bebeluș mai mult. Boo-hoo, daddy. Crede-mă. Believe me. Crești. Dar eu, tu doar ești ca mâta. De fiecare dată când mă la tine, de fiecare dată când vorbești, eu îi văd fața. De ce? Why? And if it wasn't for you, she would have never
Și dacă nu, dacă nu era vina ta, nu mai lua mașina în ziua aia. Oh, Chris, uite, uite, n-am avut în vedere asta. Ba da. Ba da. Nu, ascultă, Chris. Dar cum i-a făcut fața, nu seamnă a alcoolic. Mai mult parcă e narcoman. Cum sunești filmul? Dar pe asta nu-i film, frate, ăsta-i joc. Mă, mamă, și m-am speriat cum s-o putea ea. O să zalin cu... ia un luț, mi-a smut Alin. Filmul ca la care te uitai. A, Acuș, vă spun, Acuș. Kilaura, Cheater, Hatcher, Fly. Întâi ce mâncai, Acuș să-ți spun. Acuș vă zic. Blind Date with My Life, ceva de genul acesta. Acuș vă-ți spun titlul, sigur. E pe fapte reale, despre un orb, despre o persoană care o orbit aproape full și dorește să ajungă la visurile lui. Va continua. Bă, doare va continua cu ăsta? Și dacă va continua cu ăsta, oare cum va fi povestea? Adică ce o să se întâmple? Ce credeți voi, ca să se întâmple mai departe? Când o să fie live stream-ul acesta ca episod, scrieți în comentarii atunci, că o să fie foarte interesant să le citesc. Ce credeți voi că se întâmple mai departe în joculeț? În celelalte 4 episoade. Adică cum voi vedeți povestea, când se aflați acum că el are super puteri. Oare va fi ca în sezonul 1 când s-a întâlnit cu Max cu prietena ei și au testat-o pe Max să vadă dacă puterile sunt reale, sau poate va fi diferit, sau poate nimeni nu-l va crede. Scrieți în comentarii când va fi live stream acesta ca episod. Iar noi ne vedem data viitoare la un nou live stream, poate mâine. Nu dați de un like, să vă abonați, să distribuiți acest episod, că m-a ajutat foarte, foarte mult. Și noi ne vedem la mai multe live stream-uri super fine. Ne vedem pe Streamcraft mai târziu după ce mă uit filmul. Și noi hai să vă spun rapid cum se numește filmul. Filmul la care vreau să mă uit acum se numește My Blind Date with Life. Uite, e comedie din Germania făcut. Nici nu știam că e film german, că parcă era american. Scrie în chat, da, uite, vă scriu în chat titlul. Blind Date with Life, uite așa se numește. Eu acum și mă uit. După ce se termină filmul, începem live-ul pe Streamcraft. Deci vă aștept un număr mai mare, cât mai mare pe Streamcraft. Nu uitați să dați un share și să aveți clopoțelul activat ca să primiți notificări cu ce urmează pe canal. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa, pe toți, pa, pa. Mersi că sunteți alături de mine și că sunteți șmecheri. Pa, pa, pa.